G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Salutare tuturor, numele meu este The Link și bine v-am regăsit la un nou episod dintr-o serie foarte veche. Mă rog, nu chiar atât de veche. Dacă stau bine să mă gândesc, ultimul episod din The Crew, acest nu este acest joc, cred că a fost postat acum un an jumătate. Ei bine, sincer, ăsta este un episod de test să văd dacă mai vreți să continuăm cu acest joc, dacă o să vă mai placă, bineînțeles, și să vedem dacă sunteți de acord cu propunerea mea. Mă gândesc, sincer, nu să fac neapărat episoade normale, ci să fac așa un live de 2 ore, odată la 3 zile, să zic, fac un live doar cu The Crew. Am văzut că mulți în comentarii, hai să mergem să nu mai stăm pe loc, am văzut că mulți în comentarii îmi scriați acolo: The Link, mai posezi The Crew, știm că nu te-ai mai jucat de mult, dar ar fi frumos să te joci din nou acest joc, mai ales că îți plăcea și ție. Hai să vă zic motivul pentru care nu m-am mai jucat și cum am uitat eu de acest joc. Stai că trebuie să fac... N-am făcut bine, dar nu-i nimic. Mă jucam foarte mult acest joc în perioada când eu eram în școala de șoferi. Adică acum aproape 2 ani. Eram în școala de șoferi și nu mai aveam răbdare pentru că am dat sala și am așteptat 3 luni să mă programeze pentru traseu. Adică în București am stat 3 luni degeaba ca să dau din traseu cu polițistul. Da, și le-am luat pe ambele din prima, adică și sala am luat-o din prima și traseul din prima, adică n-am avut probleme la acest capitol, să zic așa. Însă m-am enervat foarte mult că am trebuit să aștept, mai ales că era pe drum și mașina mea, adică golful meu l-am luat din Germania și eu l-așteptam acasă, adică gen am vorbit cu cineva care aducea mașini din Germania și... Eu am ales mașina, eu m-am uitat pe site, pe mobile.de și așteptam cu sufletul la gură să vină mașina și mă jucam ca să-mi pierd timpul, mai bine zis, dubița asta nu mi-e pe plac, mă jucam ca să-mi pierd timpul de Crew, pentru că simulează foarte mult realitatea, așa, adică, nu știu, mașinile, are și Golf 7 și Scirocco și de toate și îmi plăcea mie foarte mult. Și după ce am luat permisul, am făcut o pauză de la YouTube. Cei care mă urmează din acea perioadă știu că în momentul când eu am luat permisul, postam foarte rar. La momentul că puneam un clip la 2 zile, 3 zile și un clip de ăsta așa, nu știu, care nu vă plăcea vouă foarte mult. Adică ceva ce se filmau mai ușor, na. Și de când n-am mai filmat în perioada aia. Uite, am câștigat o piesă Echip, care ce că ne dă plus, nu știu, 6, nu știu cât scria. V-am zis, plănuiesc să nu fac neapărat să nu fac neapărat o serie. Mă duc acum către un... Hai să vă arăt unde mă duc. Aproape în geam. Am făcut o cursă înainte să încep filmarea, ceva cu poliție și mi-a deblocat Police Shop. Spunea că gen congratulations, you unlock Police Shop ăsta. Și hai să vedem și acolo. Adică bine, după nume, încă îmi dau seama ce e acolo. Și... nu știu, de asta sunt curios să văd ce am putea cumpăra de la magazinul de poliție. Da, și sper să se strângă peste 1000 de like-uri, sincer. Poate o să fac și clipuri, dar mi-ar plăcea foarte mult să-l joc pe live, pentru că e un joc... dar de ce? N-o să mergem la Police Shop în ritmul ăsta, dacă mergem după alea. N-am ce să fac. E un joc care îmi face foarte mare plăcere să-l joc așa, pe live-uri. Este un joc relaxant. Nu știu, dacă și voi o să fiți de acord, o să fac probabil și niște episoade, dacă nu neapărat live-uri. Așa, hai, lasă-mă cu ăla al tău, nu mă interesează, vreau la Police Shop. Enter, hai să vedem ce e aici. De curiozitate, episodul ăsta o să fie mai mult pilot, cum le numim noi, adică o să fie un episod de test, nu știu dacă o să mai apară, dacă nu se strâng peste, nu știu, zic, 800 de like-uri, ceva genul, nu, cred că o să mai mă joc, pentru că, bine, o să mă joc, dar nu o să pun pe YouTube, pentru că probabil nu e relevant pentru voi, nu e un joc atât de nou. Stai să-mi dau asta pe silent. Seamănă foarte mult cu ultimile titluri de-astea apărute, care așa sunt cu mașini, Forza Horizon. Mă rog, ești destul de șmecher și acela. Ok, deci pe vremea mea nu există asta cu Police. Deci avem acest Mercedes, hai să vă zic, eu am făcut o cursă și mi-au dat eu o mașină, dar aveam un Mercedes, Nu,
Semana, dar la noi era Mercedes în primul rând. Da, deci de aici nu l-am. Ok, deci eu am 46.000. Stai să nu microfonul un pic mai sus. Deci asta costă 85.000. Bă, oare se merită, mă, să-mi iau așa ceva? Free. Hai să vedem, dacă ăsta e gratis, să luăm pe ăsta care e moca. Și vedem cam dacă se merită să mergem la Polishop. Văd că s-a datat de mult, destul de mult și jocul acesta și mă bucură. Băi, ești prost, stai că eu l-am. You order, please select your payment method. Păi stai mă, ce, asta costă bani reali? 24 de euro? Da, gen, eu jocul l-am cumpărat. Speed car pack McLaren. Stai bossule, că aici scrie, vedeți ce scrie? Free, Mocha, no dollars. Bravo Mocha. Do you want to buy the crew killing all units in the... No! Nu vreau să cumpăr the crew, nu știu ce. Do you want to buy... Dar nu vreau să cumpăr all units in the Ubisoft Club Store. Hey! Scrie free, de ce mă pui să cumpăr? Nu-i corect! Ok, asta aș putea să o cumpăr. Ia mă, hai, barc! 99... De vedeți, asta costă 99, adică nu mai e gratis, dau bani. Ia, yeah, stai să zic cruzitate. Nu pot să mă joc cu poliția dacă n-am the crew calling all unites ăsta, mă? Da, mai devreme am făcut o cursă cu polițiști. Credeți-mă că altfel nu mergeam aici ca prostul. Da, mă, cred că gen chestia asta cu poliția nu e de capul tău. Adică... Collection... Am înțeles. M-am lămurit, nu merge. Nu o să dau 25 de euro, că mai bine mi-au alt joc de banii aia. Ok. Cred că gen nu poți să faci curse cu poliția decât dacă cumperi de crew all, nu știu ce. Ok, lasă, nu ne place și așa cum suntem noi. Hai să vedem, hai să facem și noi o cursă de asta. Da, pe aici am cam deblocat noi tot. Ce avem aici? Oricum e cu lăcățel, deci nu. Hai să vedem, o să dăm fast teleport, adică nu o să mergem noi perpedes. Deși ar fi fost fain, dar e prea mult. Deci aici avem... Ok, fast travel, nu, dăm play direct. Solo look for crew, nu l-am pe nimeni online, m-am uitat nimic din crew-ul meu. Ok. Hai să vedem. Nu uitați băi să apăsați pe butonul de like pentru că așa mi-arătați că mai vreți episoade cu acest joc. Dacă vă întrebați cum îl joc, gen grafica, etc, etc, o să vă arăt imediat. Sunt undeva la high, adică nu am nimic ca pe ultra. Dacă pot să joc pe ultra, dar dacă filmez cu ultra, nu se mișcă foarte bine. Filmez în 1080p60 de frame-uri și dacă filmez la maxim, gen cu toate detaliile la maxim, nu, îl joc cam în 31 pic de frame-uri și eu vreau să fie 1080p60 frame-uri. Ok, hai să citim, n-am citit deloc despre ce e vorba, dar... Detalii! Bă, arată foarte bine Porsche-ul ăsta. Păi și mă duc oriunde văd eu cu ochii? Ok. Mamă ce... S-a învârtit ăsta, nu? Dacă sunt 3 secunde ne prind copoii. Mamă cât de șmecher se controlează. Îmi cer scuze că mi-au zis tastatura, este o tastatură mecanică. N-am ce să fac în sensul ăsta. A fost schimbare de ultima oră. Gen, dacă nu te duci pe străduțe și chestii, n-ai cum să scapi de ăștia. Hai, frate. Ah, ce s-a învârtit ăsta pe loc. Și aproape evadasem. Mamă frate, da, m-am învârtit în toate străduțele și n-am reușit să scap. Bine, am dat și niște failuri. Ne învârtim în cerc un pic cu ei. Oh, lo! Ești nebun ce mi-au intrat direct în față. Mi se strică și mașina, nu e bine, mamă, acolo e blocat. Hai pe aici. Hai pe aici. Îi plimbăm în cerculețe, n-avem ce face.
Ok, și dacă mergem drept, spune că scap, spune că scap. Haide mă, haide mă. Fuck, oh, vine elicopterul, ești nebun. Bine, dacă mergeam drept, poate aveam șansă, dar m-am gândit că... Ia mă, merg drept. Sunt mai rapid decât elicopterul, vrei să zici? Sau cel puțin la fel de rapid? Hai mă. Hai mă, să-mi trecem elicopterul, mă. Mă, cât de repede merge aici, nu? Și elicopterul ăla merge super rapid. 300 la oră, boss. 300 la oră. Urcă, mami, 300 repede. Urcă, mami, 300 repede. 310 repede. Hai, mami. Hai, mami. Hai, că vreau să mă duc și cu golful așa. Patinez. Let's do it! Am făcut-o, băieți. Am reușit. Nu pot să cred. Mamă, deci chiar am reușit. Puteam mai mult de atât. Puteam mai mult de atât. Simt asta. Super. Deci chiar... M-am simțit acolo, pe bune, deci sunt anumite jocuri care chiar îți dau senzația, frate, că, bă, ești acolo. Nu știu cum s-a văzut din perspectiva celui care a privit asta de pe YouTube, dar din perspectiva mea, credeți-mă că m-am simțit acolo foarte important. Deci că eram în viața reală. Ok, hai, next, ia să vedem. Îmi place tatuajul ăsta pe care l-am pus pe ea. Mi-aduc aminte și când am luat mașina asta. Ok, M. Hai să începem pe aici, în apropiere. Hai să facem pasta. Cred că o să merg, că e aproape și o să merg pe jos. Set waypoint. E aproape și îmi place totul să și merg. Clipurile astea, adică nu știu, dacă voi face episoade, o să fie mai lungi, adică gen 30 de minute, ceva de genul, doar că ăsta nu o să fie chiar atât de lung, pentru că este un episod de test, adică nu știu dacă voi continua, eu voi continua să mă joc singur, dar poate nu voi pune pe YouTube, pentru că poate nu vă place, dar singur mă voi juca, cu siguranță, și episodul ăsta, nu știu, să aibă undeva pe la 25 de minute, 20 ceva pe acolo, nu vreau să bag nos. Vreau să merg frumos așa. Bine, frumos, nu că merg pe contrasens sau așa, dar... bine, mai hai să băgăm și nos. Nu-i bine, nu-i bine. Aud aici ce frumos e zona asta. Solo, bă, pot să joc și cu Gizek cel mai probabil în weekenduri. Dacă e, pot să jucăm împreună, pentru că putem face cursurile împreună și foarte tare, că și el are de crew. Sau poate cu alții dintre voi, adică pe live-uri în special. Ia mă ce, e o petrecere, ce, un club sau ce? Hopa! Bă mă, cum arăta aia, ești nebun, ați văzut? Dați înapoi și uitați-vă la detalii. Era un Kermit sau cineva. Nu înțeleg. Era o întrunire în orice caz. Ăsta sunt eu, gel. Alex Taylor, B6. My brother was Dayton Taylor. Poveste e foarte interesantă la acest joc. Respected the man. Alex Taylor, Dayton's kid brother. I was there, Shiv. Ambassador Bridge. You shot him in the back. Dropped him in cold blood because he was in your way. That's what you say. But if that's true and all. Da, cu toții vreți să vedeți cursurile, așa că știu că nu vă plac prea mult cinematicurile. Îmi cer scuze, dar de foarte multe ori
pe parcursul unor curse mai dificile, să zic așa. Probabil că nu voi avea un dialog sau un comentariu, ca să zic așa, foarte... Oh my god, foarte gândit sau... De multe ori poate nu o să zic nimic, adică în sensul ăsta mă refer. Adică o să mă concentrez. Dă-te, bossule, tai în calea mea, mai pui și frână. Hai, locul 1 pentru mine, băieți. Eu acolo trebuie să stau. Ăla-i podiumul. Podiumul. Coane, cum am zis. Ah, și te-am luat, te-am luat, șarpe, șarpe, te iau. Aha, îți vin eu de hack. Stai liniștit. Pe curbe-l fac pe ăsta. Sau nu. Nu mă aștea să fie niște bolovane acolo, eram obișnuit ca în GTA 5. Ok, o să aștept puțin. Nu o să mai folosesc foarte mult nitro ca să îl am. Vedeți, dacă nu foloseam acolo, aveam șanse mai mari. Bă, dar se duce ăla de... Și nici eu nu mai știu să mă joc, adică... La modul ăsta, de treaba. Nu mă las până nu câștig aici. O să dau restart și probabil o să pun când câștig. Că nu... Nu e a bună. Puteam să-l fentez pe prost aici. Mamă, tată, mă, cât de greu poate fi? Mi-a frică că intru în ăsta, nu știu ce-am făcut. Din păcate, eu oprise la un moment dat filmarea, gen, am dat să reiau cursa și la un moment dat mi-a dat eroare, m-am scos în joc și nu mai am timp acum să filmez pentru că e destul de târziu, iar eu trebuie să plec până undeva, că aș mai fi pornit din nou jocul, dar acum gen, m-a scos și nu mai are rost să intru. Oricum este un episod pilot, un episod de test, nu știu dacă merită să continui, în orice caz mie îmi place foarte mult jocul și mă voi juca off-camera cu siguranță. Eu am fost The Link, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, ne revedem în această seară la un nou livestream, la ora 19, probabil o să fie cu Planeta Prăjiturilor și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate cele bune, pa, pa!